Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine ne-am regăsit într-o zi de vineri, de toamnă deja. Nu este toamnă, e, hai, 19 august, bună ziua. Bună ziua, mânecă lungă? Mânecă scurtă? Toamnă. Vară. E, vară. Au închis ăștia strada de ieri, intervine Centru. Târgul de gustar, Centru. Da. Intervine târgul de gustar care se ține toamna. Sfârșitul lui august. N-ai zice cuvântul ăsta, toamnă, spune toamnă. Mai încolo. Ai fost la strandă, ai apucat? Nu, n-am apucat să ajung la strandă. Vine toamna, bre! Vine toamna! În concediu ai fost? Nu. Nici în concediu, nici eu. România, bine ați venit! Vreau să încep emisiunea asta și o să te rog să mă lași două secunde. Vreau să încep emisiunea asta cerându-mi oficial, nu scuze, că pentru o afirmație pe care am făcut-o în emisiunea 24 de titluri de ieri, în care am băgat, se pare, la grămadă toți romașcanii care sunt plecați în străinătate, când normal ar fi trebuit să fac clar o delimitare a celor care vin să o ardă în figuri și a celor care, și pe care îi vedem și ne dăm seama, de, îi cunoaștem de la distanță, pe cei care vin să o ardă în figuri din străinătate. Aici la voi nimic nu-i bine, la noi în Irlanda, la noi în Anglia, la noi în... Da? Ăia, vorbim de altă categorie, se pare că i-am băgat la grămadă pe toți și nu asta a fost intenția. Sunt oameni care se întorc în roman cu drag și nu pot decât să... Da, n-am... Intenția n-a fost să jicnesc pe cineva, intenția a fost să arăt că, bă, mai degrabă oamenii ar sta acolo decât să se întoarcă. Sunt anumite cheltuieli care le fac pentru deplasarea aici. Și discutam cu un bătrân care se bucură când vin copiii încoace, dar a spus, măi, cheltuială mare. Da, vorbim mă, la, vorbim eu, la da. Telefon, în fine, bătrânul respectiv, având probleme cu vederea, fiind 98% nevăzător, nu poate să bucure de videocameră pe net, să fie în legătură cu copiii săi, dar e conștient de faptul că sunt anumite cheltuieli și știe că vin pentru părinți, vin pentru de nevoie, pentru a rezolva anumite probleme cu acte și așa mai departe, dar cei care s-au adaptat acolo vor rămâne acolo pe viitor și ca pensionari. În străinătate am fost și eu și m-am întrebat de fiecare dată de ce vin strani. Noi o să le spunem stranii în continuare. Da. Mulți s-au simțit lezați de termenul ăsta. Nu. Că lucrează în afară, poftim. De ce vin în România? E ca și cum eu aș lua mâine concediu și m-aș duce la țară la porumb. Nu-mi iau concediu să mă duc să mă simt bine, gen să văd Parisul sau să văd Montmartre sau să mă duc în Londra sau să văd Glasgow sau... nu. E în sângele nostru chestia asta, bă, dacă am niște zile libere de la muncă, eu zic să mă duc la muncă. Sunt oameni și oameni. Deci sunt oameni care într-adevăr sunt chitiți pe muncă. Și nu-și dau seama, nu pentru ei, pentru copiilor, ce dar înseamnă să meargă... Dar e munca în sângele nostru sau ce? Nu al meu. Nu al meu. Eu nu știu cum să stau cât mai mult degeaba. Dar nu stai degeaba. Aș vrea. Să mergi la mare. La mare, nu marea, înseamnă aerosol, înseamnă soare, înseamnă apă sărată, înseamnă niște chestii sănătoase pentru... Toate lucrurile astea le găsești lângă lanul de porumb. Nu. Mai puțin marea. Nu, deci nu le găsești. Soarele. Nu, deci nu, îți spun de concepția. Să mă duc la mare ca să-ți dau o gârlă de bani, că nu pot să mă să stau pe ogor și aer curat, greier. Da, este adevărat și aspectul acesta, dar sunt oameni care n-au fost niciodată în concediu și n-au văzut marea, deci avem oameni de genul ăsta, și care și-ar fi putut permite. Deci nu vorbesc de cei care nu-și permit așa. Iar ține foarte mult organizarea petrecerii concediului, ține foarte mult de cât a economisit fiecare și ce planuri de viitor are. Pentru că știu persoane care și-au propus ca în 7 ani de zile să-și termine casa. Da. Aici. Lucrând în afară,
câștigând niște bani, au turnat temelia, au ridicat zidurile, au pus acoperișul, au pus geamurile, ușile, urmează să izoleze și în 7 ani de zile. Dar aici vorbim de persoane care au jurat cu mâna pe drapel că nu se mai întorc niciodată în România, totuși. Nu. E vorba de căsătoriți, au copii care studiază acolo, clar că vor rămâne până vor termina copiii școala acolo, copiii românilor vor fi oameni ai Europei. Noi nu putem spune că suntem europeni. Corect, da. Pentru că cum spunea cineva într-un articol în Canada, dom'le, eu mă întâlnesc tot cu români. Deci în timpul liber tot noi românii ne întâlnim așa. Copiii noștri nu ei deja și-au creat un cerc de prieteni internațional. Da, exact. Ei vor fi cetățeni canadieni 100%, așa și aici europeni 100%. Eu aici îmi pun întrebarea, pentru că în momentul în care stai 20-25 de ani în afară, lucrezi, totul este în regulă și ți-ai făcut un cerc de prieteni acolo, la pensie te retragi aici. S-ar putea să fie puțin probabil chestia aceasta. Eu mă gândesc la cu toate că, mă scuzi, în Statele Unite bătrânii se retrag în Florida. Da, bun, dar la ei a devenit tradițională povestea. La noi nu s-a împământenit. Să spui, băi, știi ce, uite, am făcut 70 de ani, am ieșit la pensie, mă duc și mă retrag unde? La Sutghiol. Nu, ar trebui ca idee, să... dar eu sunt de vacanță și stau acolo. Ca și europeni ar trebui să... și aș vedea ca și afacere pentru dezvoltarea întregii Europi, retragerea spre Grecia, Italia, Spania... Și faci țările aia numai bătrâni și o să fie încântați. Pentru că ei vor cheltui niște bani acolo. Da. Așa, pensiile le vor cheltui acolo. Da. Deci statul respectiv... Măi, am locuit în Spania și pot să spun că Spania, orășelul ăla pe care tot îl laud eu și vreau să ating un alt punct pe care îl discutam cu cineva venit din străinătate imediat, în Castalia acolo făcuseră atât de mulți străini cerere să locuiască în zona aia, încât municipalitatea a decis să creeze Castalia Internațional, un orășel la câțiva kilometri distanță, același oraș, ca un cartier separat, Castania Internațional, unde stau numai străini. Pensionari care vin și-și cheltuie banii erau din Marea Britanie, acum nu știu ce o să se întâmple cu ei, chiar vreau să iau legătura să intre după Brexit. I-au cumpărat proprietăți în Spania. Și aici mă face să ajung la alt punct. Vom vorbi de stranieri în continuare. Toată lumea spune, bă, ce mișto de ăștia că au plecat din țară, au stat 15-20 de ani, stau plecați de 15-20 de ani în străinătate, vezi ce înseamnă, practic ai două case. Și e o perspectivă cumva greșită, pentru că abia oamenii ăștia, și îmi pare rău să spun, nu vreau să deranjez, nu au nicio casă, de fapt. Da. Pentru că în momentul în care ești acolo, ți-e dor de aici, dar când ajungi aici, eu, după doar 5 ani de Castalia, mor să mă întorc acolo. Mor, înțelegi? Dacă aș putea, mâine aș pleca înapoi în Castalia. Și ajungi la concluzia că a cui sunt? De cine aparțin? Care, după 20 de ani de străinătate, România mai puțin ți-e țară? Și problema care? Vii în țară, vezi că s-a schimbat ceva așa, că s-a vopsit un bloc, că s-a asfaltat o stradă, că s-a făcut un trotuar, vezi anumite chestii de genul ăsta și întâlnești, la fel ca acum 22 de ani, ca și acum 10 ani, coadă la cărți de identitate, ca să scoți cartea de identitate sau pașaportul sau permisul, mai trece și câte un nesimțit, 2-3 trec în față. Tărician, în cazul de față. Și cred că nici nu trebuie să discutăm despre nesimțirea lui, pentru că ne-ar lua foarte mult timp. Da. Am intrat pe Facebook și am postat și e clar, nu există nicio lege care să permită cuiva să treacă în față, să aibă un regim preferențial la... Da. Există vreo lege, ceva? Nu. Deci, eu... Dacă nu e interzis, înseamnă că e permis. Este interzis. E o chestie a bunului simț. Da.
Da? Trebuie să-l ai mai așa. Deci nu mai când vin aici, văd niște schimbări, domnule, uite ce s-a schimbat, ce nu știu ce, dar în anul care trebuie să-și schimbe cartea de identitate sau pașaportul sau permisul, atunci intervin problemele. Își dau seama că nu s-a schimbat de fapt nimic. Da, ci e doar fațada. Fațada, da, arată mult mai bine, dar exact, sistemul ar fi fost culmea să nu se fi schimbat nimic în sensul ăsta, adică lumea să nu-și fi văruit casa, să nu-și fi izolat la bloc, să dat cu var și treburile astea. Deci avem încă probleme, iar pe ceea ce înseamnă stranieri, avem într-adevăr pe categorii, pentru că clar, unul tânăr când vine, care necăsătorit și lucrează acolo, când vine, aici vrea să epateze, clar. Da? Altul mai prost, care muncește serios acolo, dar mai prost așa zice, la noi, la voi deja face o diferență și vorbește mai prost românește, da. Dar omul e lipsit de o cultură și de o educație, așa, și sunt ceilalți care muncesc pe adevărat și vin aici, domnule, lucrez, nu lucrează, știu eu, pe nu știu ce munci calificate sau super calificate, da. Muncesc din greu. Sunt unii care se schimbă și unii care nu se schimbă. Și spun, domnule, eu lucrez acolo, vreau aici să fac, copilul va termina acolo și s-ar putea să rămână acolo. Deci cunosc un caz, deci o familie de undeva de la țară, au plecat oamenii, deci nu cu o educație foarte foarte multe educații sau nu știu ce, dar au știut, domnule, trebuie să muncim, trebuie să, noi n-am învățat carte, că așa am fost în satul ăla izolat și nu știu ce, nu ne-am dat seama ce înseamnă să învățăm pentru a ne ușura viața și munca așa, dar copiii noștri și unul din copii lucrează ca asistent medical, deci cu școală toată făcută în Italia, deci acel copil nu o să mai vină pe dealurile din România, decât după un 35 de ani, ca să se încarce puțin cu energie pozitivă, în concediu, nu va veni să construiască casă. Dacă au construit părinții bine, dacă nu va veni, va sta poate la hotel, motel, pensiune undeva. Dar acolo, țara va rămâne acolo, aici va fi ceva așa, că aici sunt bunicii, părinții și dacă părinții vor veni la pensie aici, pentru că aici e întrebarea, vor mai veni la pensie aici? Uite, eu n-aș veni. Deși pensia pe care, să zic, pensia pe care aș încasa-o de la statul spaniol, da, mi-ar ajunge în România să trăiesc super bine. Bun, vorbim acum, nu știu ce o să fie peste 20 de ani. Și mai e încă o chestie ca fapt divers, pe care o spune lumea, că aici e mai scumpă mâncarea decât în în afară, că altfel... Nu cred că pot să zic același lucru. Nu cred că pot. Cu 50 de euro în Spania săptămânal îmi umpleam mașina. Da, aici cu 50 de euro... 50 de euro am plecat cu două sacoșe. De ce diferență? Începem să discutăm și... Deci te cer scuze față de... Da, asta a fost, da, în fine, asta a fost ideea, da? E o problemă destul de vastă, nu știu, că tot ai pomenit de ei. Ai urmărit întâlnirea primarului cu... Fără sunet. Mai târziu, da, mie mi s-a bușit placa de sunet pe calculator și practic am încercat să citesc de pe buze. S-au ridicat niște probleme și am citit. A văzut că a fost și Cosmanciuc? A fost și domnul Cosmanciuc. S-a băgat în seamă că e an electoral. Da. Îmi pare rău să spun că nu cred că stranierii au înțeles exact scopul întâlnirii ăstea. Nici nu cred că primarul a fost extrem de explicit. Eu am avut senzația că primarul dorește să se întâlnească cu stranierii pentru că stranierii care au o viziune din afară în momentul ăsta asupra romanului să poată identifica anumite probleme și să dea anumite soluții, să dea anumite sau soluții anumite idei pe baza experiențelor din străinătate. Din străinătate, da. Acum că îmi pare rău, s-a vorbit mult, s-a vorbit bine, s-au ridicat niște probleme foarte faine, dar că oamenii, de exemplu, dau eu un exemplu și mi-e și vecină domnișoara, dacă înțeleg, undeva stă pe lângă școala numărul 1, deși a ridicat niște probleme foarte bine și a punctat foarte, foarte bine anumite probleme, nu prea are primăria ce să facă pentru că tinerii sau oamenii nu ies în fața blocului să stea de vorbă. Că la un moment dat a spus că nu e închegată comunitatea, foarte adevărat, comunitatea romașcană nu este închegată, oamenii nu mai ies pe bancă, nu se mai joacă table ca pe vremuri, nu se mai joacă șah, dar nu e treaba primăriei asta, că nu se scoate cu pușca din case. Stai așa o clipă, e situația de la blocul ei.
a persoanei respective. Ce-a văzut? Pentru că acum, luat așa, sunt câțiva locatari la un bloc care nu ratează niciun sfârșit de săptămână în care să fie împreună. Deci numai dacă îți plecați în concediu și așa, dar grătar, da, voie bună, vopsit, aranjat... Nu știu unde ai văzut-o din astea, dar... Știi unde? Cartierul ANL din Vasile Lupu, deci de lângă Strand. Da. Deci acolo este așa. Acum, la noi, la blocul meu, oamenii se adună doar când dă vecinul de la 4 găuri cu bor mașina la 3 dimineața. Atunci ne adunăm toți și urăm la ușă. Da, nu știu ce vecini am pe scară. Nu. Îmi cunosc vecine de pe scară, cunosc vecine de la blocul de vis-a-vis, de la scara de alături. În schimb, am învățat toate mașinile vecinilor, pentru că parchează toți pe locul meu și am început să le învăț mașinile. Aha. Știu când să sun la poliție, când să nu sun la poliție, deși ar trebui să-i dau pe toți să-i amendeze. Da. Nu, sunt probleme care ar trebui rezolvate. Eu personal presupun, nu am idee, că n-am vorbit cu primarul, dar presupun și sper să fie asta ideea, că îi dorește să discute cu cei din diaspora, tocmai pentru că oamenii ăia care vin o dată pe an sau la 2 sau la 3 sau la 5 sau la 7 ani în Roman o să pățească cum am pățit și eu, o să vadă schimbările deodată. Noi le percepem mai greu pentru că se petrec sub ochii noștri. Da? Dar când pleci de la un oraș gri și te întorci la un oraș colorat, schimbarea este majoră, e deodată. Da? Și presupun că primarul a dorit întrevederea asta cu diaspora, pentru ca cei din diaspora să vadă schimbările, să vadă unde sunt probleme, să le identifice, pentru că cei din primărie probabil că au o cârpă pe ochi, că altfel nu imaginez de ce nu se identifică niște probleme la nivel local. Da? Sunt oameni plătiți pentru asta. Și se așteaptă probabil și niște propuneri, niște soluții tot de la cei din diaspora. Și am spus de 100 de ori, cum s-a scăpat în săinătate de câini vagabonzi, cum s-a rezolvat cu canalizarea să nu se înfunde, ăia de acolo cum au dus cablurile electrice, subteran, aerian. Noi nici acum nu avem cablurile băgate subteran, va trebui să fie săpat. Da, ar trebui gândite și asta. Ai văzut blocul ăla din Sinaia? Cu 25 de țev de gaz pe exterior. Da. Nu mi-a venit să cred că e în România. Eu am auzit... Tu dai seama acolo vecinii cât de bine s-au înțeles, de n-au putut să facă țeava comună până la ușă, cum e la... Nu știu despre ce vorbesc, e un bloc în Sinaia, tot parterul, tot nivelul parterului e prins de țev de astea galbene de gaz. 25 de contoare, 25 de țev de gaz separate care înconjoară blocul ăla. Da. Da? Deci e armat cu pe exterior cu țeavă. Vorbim de România. România are o grămadă de probleme și se speră la nivel de conducere probabil că din afară vor veni idei. Mai bă, frate, nu faceți chestia asta că e prost. Hai că, uite, sugestia ar fi să faceți cum ca în Norvegia, unde în Norvegia gazul nu vine pe țevi din astea, cu țușpicuri de astea de gaz de care îți rup picioarele că scoase în mijlocul ierbii. La noi se face. Fața fiecărei scări de bloc, dacă nu mă înșel, sau fiecărei case, vine distrigazul sau cine dracu se ocupă, e un gaz așa, și îți trage o bucățică de țeavă, uite, atâta pe care nu vezi. Este, ai văzut? Dacă am ocazia, o să fac fotografii. Pe care nu vezi, dați-l picioarele în el, dar trebuie să fie acolo, pentru că e gaz, ea e vopsită galben. N-am înțeles chestia asta. Bă, nu se poate face un șanț prin care să bagi țeava aia până în casa omului, trebuie să vii cu magistrală pe sus, pe deasupra trotuarului. Cum se face în alte țări? Ca să arate și bine. Da, asta vroia, de fapt, cred că primarul. Oricum, toate sugestiile sunt binevenite și ideea cu investițiile pe viitor, că mulți dintre cei din afară, la un moment dat, le-a trecut prin minte ideea de, bă, mă voi întoarce să investesc în Roman, în ceva, nu se știe exact în ce. În ce se pricep? Cum? În ce se pricep? În ce se pricep? Că aici e ideea, ca să-ți fie afacerea că degeaba am deschid eu o firmă de împletit covoare, că nu știu... Primul meu gând când am uitat la muncă acolo în Spania a fost să mă întorc în Roman și să fac exact ce făceam acolo, pentru că mi s-a părut o afacere foarte bună. Și făceam piese de plastic pentru jucăriile Playmobil, într-o fabrică, da? Da? Și chestia care nu e deosebit de dificilă,
Și omul chiar se gândea să vină spre România, pentru că forța de muncă mai ieftină, curentul mai ieftin, credea el, da. Da? Și ar fi putut să facă, să facă aici. Și am spus, domnule, o să vorbesc pe zona Roman, să fie cu toată echipa, utilajele, că sunt niște mașini mari, da. Nu știu, 6 metri, 7 metri. Îi le aduce acolo și faci, trebuie să trimită pentru Germania în fiecare săptămână câte un camion de plastic. Da, am avut o fabricuță de genul ăsta prin 90 și nu știu cât, nu știu dacă 98 sau mai devreme 98, undeva era închiriat un spațiu la fostul IMR, unde făceau jucăriile pentru surprizele din Kinder, da. Din Kinder. Nu știu cât a lucrat, câți oameni au lucrat acolo, cât timp n-a a durat fost. Mult, asta n-a durat mult. Ceva a fost. Chiar n-am, uite, chiar bună chestie. Ce n-ai s-a întâmplat acolo? Nu, deci nu știu câți oameni au lucrat, cine, cum a ideea fost. Ideea este că se dorește și cei din țară și cei din străinătate și stranierii dorim cu toții o îmbunătățire a nivelului de trai și mai ales o îmbunătățire a serviciilor pe care cu onor mulți dintre noi le plătim. Da? Și pe cele la care inevitabil ajungem din când în când, cum ar fi urgențele. Conform unei decizii, nu mai vedem știrea asta că n-are două voci mari și late, conform unei decizii recente ale Ministerului Sănătății, se renunță în serviciile de urgență la folosirea foilor de observație, adică renunță și nu la hârtie în sfârșit, se va trece pe sistem de tabletă. Da? Pe sistem, foile de observație ale pacienților vor fi transferate în format digital pe tablete. Decizie recentă a Ministerului Sănătății. Bine, în cazul nostru recent înseamnă undeva zilele astea. De ce am un semn de întrebare că e decizie recentă? Pentru că acum două săptămâni am fost la Bacău, în fața centrului de primiri urgențe, deci am ajuns la spital acolo și veneau ambulanțele, da. Smurt ambulanțele spitalului, aduceau pacienții acolo, aveau tablete. Da, dar decizia spune că se renunță, poate lor a revenit ideea mai de mult, dar acum se va renunța obligatoriu. Nu, mă gândesc că a fost un centru pilot. Și asta e foarte posibil. Eu sunt încântat de idee, dar vreau să vă dau o chestiuță să vă spun. Sistemul informatic există de 30 de ani. Ei, aici putem discuta altceva în afară de sistemul informatic. De faptul că în septembrie 2012 primarul Eureanu și cu deputatul de atunci de Roman, Marius Niculae, Neculai, da? Au făcut conferință de presă la spital și au spus că demarează proiectul care urma să fie cu bani europeni, din câte mi-aduc eu aminte, așa, ne putem uita în niște arhive să vedem, pentru informatizarea, deci crearea sistemului informatic al spitalului. Discutând cu mai multe persoane, am avut anumite semnale că se vor pune piedici acestui sistem, pentru că ar împiedica acest sistem furtul. De la banala fașă. Au intrat 10 feșe. Bun, dar fașe. Acum vorbim de cu totul altceva. Dar mă refer ca și idee, pentru că toate trebuie să lege într-un tot unitar. Da. Și tableta, și cardul de sănătate, și sistemul informatic al spitalului. Deci toate trebuie să se lege foarte, foarte bine. Din păcate, în locul lui Marius a venit, din păcate proiectul a rămas doar la stadiul acela de prezentare din septembrie 2012. Marius Niculae n-a mai candidat, a venit doamna Udrea, care a venit cu alte proiecte, alte chestii. Nu știu de ce a rămas acest proiect în aer, pentru că a fost prezentat de primar. La sfârșitul anului 2013, citesc de pe ziarul de Roman, mulțumesc colegilor de acolo, la sfârșitul anului 2013 s-a semnat proiectul de finanțare pentru servicii moderne pentru medici și pacienți, fiind vorba de un proiect în care Spitalul Municipal de Urgență Roman are ca parteneri Spitalul Județean Neamț și Spitalul Sfântul Nicolae din Roman. Contractul presupune realizarea unei rețele informatice la nivelul celor 3 unități, pe spun că despre asta e vorba, valoarea totală a proiectului de 5,2 milioane de lei. Un milion de euro. Un milion și ceva de euro. Un milion și ceva de euro. Sunt prevăzute în acest contract etapele clare de desfășurare. S-a intrat în emiterea deciziilor pentru echipa de implementare a proiectului la nivelul Spitalului Roman. Sunt puse la punct și etape în demararea procedurilor de achiziții. La, 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 la. Durata proiectului este de un an, dacă totul se va desfășura ca la carte. Încă ceva, încă o dată. Articolul este apărut
în ziarul de roman 2014. Suntem în 2016, aproape 2017, nu? Da, mai avem până la 2017, dar da. Deci 2000... Încă o dată spune-mi anul. 2014, mă. Pe 14 ianuarie a apărut articolul, dar la sfârșitul 2014. 2015 ianuarie 2016. Deci 2 ani trecut, e aproape al treilea an. Da, dar aici vorbim de un sistem între cele trei spitale. Între cele trei spitale, da, mi-aduc aminte de idee. Acum văd și clar îmi prospătesc toate chestiile de atunci. Bun, 5,2 milioane de lei. E vorba de a fi luat acești bani de unde? Păi uite, vezi, un proiect în care Spitalul Roman are ca partener Spitalul Ogeșan, Spitalul Sfântul Nicolae. Nu știu de unde. Da? Dar probabil că vorbim de alt program. Ăsta este un program comun al spitalelor. Nu, uite, vezi o chestie și trebuie văzută, iarăși luată în discuție treaba aceasta cu proiectul. Că în momentul în care apare chestia asta, proiect de nu știu ce, deja lumea sare în sus de bucurie, deja totul e roz și... Băi, stați așa o clipă. Hai să vedem proiectul. Bun. Ideea este bună. Hai să vedem cât costă. De unde luăm banii? Se va putea face? Ajungem. Deci, și aici e o chestie. Cineva a declarat treaba asta și că într-un an de zile se va termina, se va implementa. Dar zic că am plecat de la un subiect, am ajuns la altul. Da. Cu tableta, da. Vorbim de modalitatea de a nu mai vedea omul ăla cu pixul pe hârtie scriind ilizibil. Da, aici detalii despre pacient. Toate vor fi trecute pe tabletă. Ok, în momentul în care s-a implementat sistemul ăsta de carte de sănătate, sistemul electronic de sănătate, oamenii au sărit în sus de fund și a fost foarte greu acceptat ca idee. Ce se întâmplă acum, când toate informațiile unui pacient, care ajunge la urgențe deocamdată, dar presupun că o să se meargă secții la un moment dat, dom'le, nu mai scriem pe hârtie, pe fișe. Vorbim de sistemul de informatic. Da, vorbim de un sistem de informatic sănătos, bine pus la punct. Toate informațiile unui pacient vor fi în sistem electronic, într-un sistem închis, relativ închis, da, al celor de la sănătate. Dar dacă ei au acceptat foarte greu cardul de sănătate pacienții, tare curios cum o să accepte ideea că toate datele lor vor fi pe internet. Nu știu dacă vor fi pe internet. Nu pe internet. Da. Uite, sunt oameni care... Ce faci, mă, omul cu internetul după tine? Nu. Omul, când trebuia să primească cardul, a fost o altă reacție. Acum nu mai are treabă pe el. S-a muiat puțin. Nu că s-a muiat. El are cardul, l-a primit, gata, a acceptat ideea. În rest, nu o să înțeleagă toți ce înseamnă pe tabletă. Nici avantaje, nici dezavantaje. Clar că este bine să trecem la etapa aceasta fără discuții. Pe tabletă. Sunt anumite aspecte legate de fluidizarea mersului unor informații pentru bunul mers al pacientului și toate astea trebuie să regăsească după aceea într-o bună sănătatea mea. Sau ar bună trebui. Deci asta trebuie să văd scopul final. După aia, că sunt plățile care trebuie făcute pentru a implementa sistemul, mai durează. Din păcate, deci este acea rigiditate în a trece. Deci am trecut relativ rapid, în mai puțin de 20 de ani la telefonul mobil, de suntem dependenți de el. Da, și avem printre cele mai scumpe telefoane din Europa. Da. Cumpărate, zic, nu că costă la noi mai mult. Cele mai scumpe se cumpără repede în România. Exact. Deci am trecut la treaba asta. Trebuie să înțelegem că toate astea, internet are, cel puțin pe mediul urban, vorbim de internet... Știu la cât la sută din populație? 80-90% din populație? Ține cont la cine are acces la internet? Tot ce are acces la internet. Există un hotspot municipal. Nu la asta. Eu mă refer la internetul plătit acasă. N-am de unde să știu eu astea, dar toate locațiile, toate casele, toate locuințele au... Cablu au în casă pentru televiziune. Pasul următor pentru internet, eu cred că îl au. Chiar și cei trecuți de 80 de ani,
pentru nepoți sau pentru copiii care mai vin acolo. Țin legătura cu copiii aflați în străinătate. Exact, exact. Deci, bănuiesc că, nu știu cât e... Păi dacă le-a pus primarul la casa vârstnicului, mă, sau cum se cheamă, casa bunicilor, cum se cheamă acum acolo, oamenii iau lecții de cum să stea de vorbă cu copiii aflați în străinătate, pe Skype. Da, foarte bine. Nu, e ok. Acces. Internetul face parte integrantă din viața noastră în momentul ăsta. Cât să nu spunem cum spunea Ponta că toți copiii de la țară au o tabletă. Nu, păi dacă e să mă iau la țară, uite, îl citesc pe, cum îl cheamă pe vicele de la Trifești, care a zis că nu se uită, Trifești nu are net, că nu, oamenii nu stau pe net în Trifești, că e singura comună din România în care oamenii nu sunt interesați de internet. Am încercat să le propunem să difuzăm live ședințele de consiliu local și n-a ieșit povestea, mergând pe ideea că nu se uită nimeni oricum pe internet în Trifești. E cea mai neinformată comună din România. N-am înțeles. E domnul Sava. Cred că e Sava, da. Viceprimar. A fost uimitat. Pe Facebook este comunitatea Trifești. Nu e adevărat. Eu cred că sunt niște fantome care bântuiesc că oamenii nu stau pe internet în Trifești. Dar sunt cei tineri, cei care lucrează în oraș, care au telefoane și au netul oricând. Nu știu, a fost o explicație. Cui dăm tabletele la serviciul de urgențe din Roman? Pentru că am avut astăzi, o să apară o știre în buletinele în buletinul de știri de la ora... la cât dintre la 3, da? La 15, că medicii nu mai rămân la serviciul de urgențe pentru că sunt, cum am folosit, care au fost cuvintele? E uzura mare, psihică și fizică. Deci crezi și eu când ai doi medici la urgențe și trebuie să faci gărți? Că 7. Dar chestia care eu știu și se poate confirma prin statistice în mod sigur, sunt meserii care nu poți să le faci toată viața. Eu specific lucrul ăsta. Deci, balerin. Nu poți să fii toată viața. La corect. 30 de ani se retrag la pensie, să zic așa. Dacă să nu pui și gimnastică. Dacă au întors-o pe Ponor de două ori, s-a retras din gimnastică săraca fată și au trimis-o și anul ăsta. Bun, dar sunt anumite meserii, nu poți lucra după anumită vârstă. Nu mai poate organismul, stresul. Ești genist și, eu știu, dezamorsezi bombe și nu mai poți la 90 de ani să faci chestia asta. Dar sari în aer. Sunt anumite locuri de muncă care, într-adevăr, te... Bun, deci tu ce spui? Că și la urgențe trebuie să se retragă oamenii mai repede ca militarii la 40 de ani. Nu se retrag la pensie. Se retrag... Spre al domeniu, nu știu. Tot în medicină, dar să fac o specializare în care este dar de loc. Ce să n-ai tu 53 de medici la urgență? În așa fel încât uzura asta fizică și psihică să nu mai existe. Angajezi 53 de medici. Nu, eu consider că, indiferent câți medici ar fi, există o uzură la urgențe. Mai mare decât un miner, să zic. Se uzează un medic de la urgențe din 53 de medici și vă spune 53 de, din 7. 7 medici. Da, se uzează mai tare decât un miner. Mă, omule, înțeleg că e o meserie. Deci, acolo e o uzură fizică, aici e o uzură... Și atunci un om care lucrează într-o agenție de publicitate, unde omul ăla arde neuroni pe bandă rulantă, ce ar trebui la 15 ani să se retragă din meserie? Da, cam se retrag. Nu-i vezi până la adânci bătrâneți fiind pe creație. Ok. Nu mă bag, înțeleg că și la urgență e nașpa, fără discuții. De ce? Că vin toate cazurile și măcar de-ar fi toate serioase, dar vin bețivi care sar și să vor să te bată. Te ești băgat în măta de 80 de ori pe zi fără discuții, da? Pentru că sunt genul ăsta, există genul ăsta de oameni. Cazurile reale, tot ce înseamnă horrificul, nu știu cum să-i zic. De la accidente rutiere, de la... Să le vezi pe toate, într-adevăr, toate astea își pun amprenta pe tine. A fost un caz acum câțiva ani la Trifești, așa întâmpla când ne-am pomenit Trifești, în care femeia a luat-o pe ulei, a zdrobit capul bărbatului cu ciocanul în timp ce dormea acesta. Da, parcă am și după aia ea s-a aruncat în fața trenului.
Deci cei de la urgență nu văzuseră așa ceva, aveau o vechime, oamenii de acolo, așa. Da, deci, da, există o pregătire psihologică totuși pentru chestia asta. Da, clar că față de mine, față de tine, rezist altfel la imaginile astea. Dar eu nu spun că e un serviciu ușor. Te marchează. Corect, eu nu spun că e un serviciu ușor. Iar mai e încă o treabă care trebuie luată în calcul pentru toate locurile de muncă, nu numai aici. Munca de noapte. Da. Iarăși creează o uzură mai mare. Că se plătește mai bine cu 25%... Nu știu cum o să facă să plătească, pentru că ajunge la știrea următoare. Că nu au bani. Da. Deci există o uzură și pentru orice loc de muncă, la un moment dat, eu așa zic, că și vânzător la magazinul de ace, brice și carice. Da? La un moment dat s-ar putea să te plictisești, s-ar putea să... Da, și brusc te faci patron. Și să treci pe altceva, pe o consultanță... De unde ia spitalul bani pentru, ok, cum ai spus tu, mai bine plătite? Știți că guvernul a luat o decizie... Da, la 1 octombrie. De 1 octombrie, conform declarației guvernului, banii necesari majorărilor ăstea gărzilor cu 25% ar trebui să provină din administrarea mai eficientă a resurselor deja existente în sistemul sanitar, fără a afecta însă deficitul bugetar actual. Prin reducerea risipei din sistemul sanitar. Dar noi am discutat despre risipa din sistemul sanitar. Am discutat, Curtea de Conturi a descoperit acele echipamente cumpărate și nefolosite. Aia nu-i deci, risipa, aia e tâmpenie. 100 de milioane de euro. Da. Deci gândește-te câte gărzi. Mă, practic, cât medici ar putea fi plătiți cu banii respectivi. Eu mă gândesc că prin declarația asta guvernul a aruncat majorarea asta în capul directorului economic al fiecărui spital. Băi, da? Adică, băi, domnilor doctor, noi vă acordăm acești 25% pentru gărzile suplimentare, dar îi privește pe directorul vostru de unde vă iau bani. Păi, poți să ia, pentru că banii vin din banii adunați la populație, se adună foarte mulți bani. Sunt bani care sunt și risipiți. Este adevărat sau nu? Fără și am vorbit despre, numai despre cazul acesta, cu echipamentele. Dar ci că banii nu vin foarte mulți, că spitalele nu câștigă foarte mulți bani. Nu ajung. Fondul este mai mic decât nevoile lunare ale unității sanitare romașcane, de exemplu, fondul de salare necesar. În doar 10 luni ajung majorările astea, ajung la peste 9 miliarde de lei. Da, la unde? La nivel național? La nivel național. 9 miliarde de lei. Acum toată lumea se plânge când intervine o problemă și trebuie să o rezolve. Că e cel mai simplu. Nu, stai puțin, conducerea Spitalului Municipal de Urgențe nu a reușit să acopere nici pierderile legate de aplicarea vechii ordonanțe de urgențe referitoare la majorările salariare, care în 10 luni ajung la peste 90 local. Referitoare la majorările salariare din sistemul sanitar, care doar în 10 luni ajung la peste 9 miliarde de lei. De unde ia... Stai așa, să vedem ce fel de lei, lei noi. Lei vechi, bre, 9 miliarde, n-ai cum lei noi. Vechi nu înseamnă mult. Vechi nu înseamnă mult, 9 miliarde. Nu, dar 900 de mii de lei, nu? 900 de mii de lei. 9 milioane. 900 de mii. Păi uite că aici vezi că la impactul țării, la nivelul țării, impactul impactul financiar ar trebui să ajungă la 100 de milioane de lei noi. Deci la nivel de țară. Deci dar există o administrare mai eficientă a resurselor deja existente? În mod sigur, de exemplu, implementarea unui sistem informatic poate duce la descoperiri foarte interesante. Că intră 1000 de AC și intră 100 de pacienți, cărora le se fac 920 de injecții. Și ar trebui să mai rămână 80 de AC, care dispar. Pentru că mai ia o asistentă. Da, am înțeles. Nu neapărat ne referim strict la AC. Poate fi mâncarea de la cantină sau cerșafurile de pe pat.
Da, intrări ieșiri. Aici e chestia, că dispar pe parcurs anumite, pe traseu anumite lucruri. O fașă. Dacă lucrezi în spital, lasă că iau o fașă, iau un pasament. Dar eu întreb altceva, ascultă-mă. Tu ca medic ai cerut pe bună dreptate, se pare că domnule, atât valorează serviciul meu, cărțile mele suplimentare, merită o creștere salarială. Da. Eu, ca guvern, nu am fondurile astea, dar sunt atât de șmecher încât spun, domnule, ai perfectă dreptate. Tu, ca medic, meriți banii ăștia, deci îți aprobăm această creștere cu 25%. Vorbește tu cu directorul tău și eu îți acord creșterea, dar descurcați-vă. E un fel de spălare pe mâini, adică nu neapărat. Ministerul Sănătății să spună, domnule, știți ce? Da, uite, avem banii ăștia, luați-i. E în felul următor. Spitalul transmite o notă de plată către CAS. Da. De unde vin banii? De la noi. Banii vin, mi se pare că pe două surse. Una de la buget, da. Și una de la acel CAS adunat, la Casa de Sănătate, da. Unde se adună bani. Foarte mulți bani. Foarte mulți bani. Da. Care sunt, aici sunt bani foarte mulți risipiți. În fine, și de la buget. Ei, în momentul în care eu fac nota de plată pentru pacientul X și punând 25% în plus, crește și nota de plată, da? Da. Pe bucata aia. Dar deci, nota de plată a clientului, e vorba de salariul doctorului, nu? Deci salariul doctorului vine din nota de plată a clientului, da? Nota de plată 25% pe fiecare client, era 25% dată pe lună. Dragul meu, vorbesc de bucățele, de firmitura. Deci tu te-ai internat pentru o verificare, eu m-am internat pentru o verificare, sunt 10 persoane. Cheltuielile spitalului sunt următoarele. Cu medicamentele, da? Cu cazarea, cu ceașaful, cu spălatul, cu hrana. În funcție de numărul pacienților, mă. Nu e vorba... Ascultă-mă până la capăt. Ascultă-mă până la capăt. Toată cheltuiala care se face cu mine, eu o cer să fie decontată de Casa de Asigurări. Da. Așa. Ei, eu bag în decontul ăsta, nu-i normal să bag în decontul ăsta și plata doctorului? Nu. Bucățica. Deci, doctorul respectiv, pentru un pacient... N-ai înțeles. E chestie de economie. Nu înțeleg deci, de ce anume ai băgat tu 25% pe fiecare pacient. Adică de la fiecare pacient, crești nota de plată cu 25% pe nota de plată intră... Păi 25% din plata unei procentaje vorbim. Deci, el ia 10 lei pe gardă, eu o să ia 12,50 lei. Exact. 12,50 lei. Nu de la fiecare pacient. Pe gardă. Omule, banii se cer pentru cheltuielile efectuate. Eu dacă am o crâșmă în care am 10 chelneri, da, am 10 salarii. Apreciați, da, comparația cu... Da, am 10 chelneri, da? Pe care trebuie să-i plătesc. Da. Deci eu când fac prețul la suc, e prețul de achiziție, adausul comercial care trebuie să acopere salariul care îl plătesc eu chelnerilor, da? Deci chelnerul respectiv ca să poată fi rentabil, să pot ține, deci eu țin 10 chelneri că vreau eu să am 10 chelneri sau țin 10 chelneri pentru că am așa un rulaj încât toți cei 10 chelneri își scot banii. Adică pentru un chelner ca să știe că poate să-și ia salariul, trebuie să știe că trebuie să servească 100 de sucuri pe zi. Sau 100 de sucuri pe tură. Se plătește singur. Dar asta e ideea. Te plătești singur. Tu te plătești aici muncind în funcție de publicitatea care o atragi și banii care atragi, banii nu se fac la... Într-o firmă normală îl plătești pe om pentru că vine la muncă, nu pentru că așa dacă m-aș plăti singur, mi-aș face propria firmă. Tu n-ai înțeles un lucru. Îl plătești la muncă dacă scoate profit. Dar nu e problema mea să scoată profit. Am un manager și e problema lui. Eu trebuie să-i dau produsul. Tu n-ai înțeles. Cum să mă plătesc singur? Te plătești singur. Mă, oameni buni, ați mai întâlnit chestia asta? Deci fiecare muncitor, el își face banii, nu face patronul banii la imprimantă. Ai înțeles că nu. Deci ai înțeles? Deci eu dacă am de făcut roți, am trecut de la crâșmă, da? Da. Am de făcut roți. Corect. Eu, să le și vinzi. Eu le am în moment în care nu mai ai timp să faci roți. Nu. Deci eu, muncitorul, fac roți. Da. Și departamentul de vânzări e altă treabă. Aha. Deci ascultă-mă aici, da? Deci cât costă roata asta? Ce include prețul? Hai să chestie, uite, ne-ar trebui un manual de economie.
Nu pentru putem că... să ne oprim foarte mult la subiectul ăsta. Dar numai puțin, numai puțin. Prețul. Prețul înseamnă așa. Materia primă, da. Consumabil, curentul electric, da. Salariul muncitorului. Înțeles. Da, deci este în prețul ăsta. Da, dar nu se face singur, îl dai tu. Asta este în preț, pentru că el dacă nu bate cu ciocanul, nu iese roata. Bineînțeles, da. Cheltuiel cu ceea ce înseamnă materiale de prim ajutor care trebuie cumpărate, materiale ISU. Toate sunt puse acolo, că e firmitură, ele se adună. Așa. Că el face 100 de roți, pentru că de asta are și un target, da. Că dacă nu face 100 de roți, nu-și ia salarul. Bineînțeles. Da? După aceea, cei de la vânzări au un altă treabă. Deci un alt capitol. Asta spun și eu. Pentru omul ăla face roți, nu le și vinde. Că dacă s-ar ocupa de vânzare, n-ar mai avea timp să facă roți. Nu se plătește singur. Se plătește singur, pentru că ăla de la vânzare se plătește singur. Că ăla de la vânzare, dacă nu vinde roțile, eu nu ia bani. Eu cred că e chestie de semantică. La fel și cu gărzile și cu medicii. Oamenii ăia nu se plătesc singuri. Salariile lor vin de undeva. Vin de undeva în urma de contului făcut de casa de asigurări. Acolo sunt banii, da? Da. Pentru ce trebuie să-ți dau banii? Pentru pacientul X. Băi, am avut o lună atât de liniștită că n-am avut niciun pacient. Uite, o să stau sărac și nu-mi iau salariu. Că n-a fost nimeni bolnav, nu-i vina mea. Eu, ca medic, mi-am făcut gărzile, dar domnul Vasileu zice că nu te-ți iau bani, că n-am avut clienți. Din păcate, sunt clienți. Ha, mă, lași! Ai o zi liniștită! Partea cealaltă, că în momentul în care nu sunt eu îți dă gardă, stau acolo cu scobitor la ochi, nu dorm, trebuie să stau că îți dă gardă, dar dacă nu-s pacienți, nu-mi iau bani. Cum vine? Nu. E altă treabă. Și vorbim, iarăși am amestecat niște lucruri. Cu clar aici. Am amestecat bugetare cu privatul, producția cu alt fel de muncă. Da, deci pe logica asta e altă treabă, dar acolo este un fond de salarii. Da, domnule, am înțeles. Care asigură minim, iar iarăși eu ca manager al spitalului, ca manager ai cu ce să le acoperi 25% ăștia? Tu ca manager eu sunt sigur că da. Hai să vedem următoarea știre. Ai cu ce să le acoperi? Sigur găsesc resursa bugetară pentru treaba asta. Și atunci de ce nu se acoperă alte necesități în spital? Încerc să vezi, ajung la punctul pe care vreau să-l demonstrez. De vreme ce s-ar găsi ăștia 25% pentru medici, de ce măsa nu s-au găsit bani înainte pentru ace, brice, carice, feșe? Pentru că s-au băgat niște bani și am mai discutat și am pomenit și astăzi de faptul ăsta că s-au făcut niște achiziții de aiurea. S-au blocat niște bani. Deci peste 100 de milioane de euro descoperiți de curtea de conturi, deci 600 de milioane de lei în echipamente care nu sunt folosite. Dar ele sunt perfect funcționale. Sunt, dar cred că sunt și depășite moral. Deci au apărut generații noi. Am citit articolul și eu. Gândește-te la chestia asta. Deci aici e problema. Banii risipiți, cheltuieli exagerate prin mărirea unor devize la anumite achiziții sau anumite lucrări. Da? Văruim și ne costă metru pătrat de perete văruit 100 de lei când acasă îl faci cu 10 lei, da. Printr-o firmă privată în altă parte ai găsit cu 50 de lei și acolo e cu 100 de lei. De ce? Pentru că corect. Nu e de la buzunarul meu, e de la buget. Înțelegi? Deci e puțin amestecat. Îmi cer scuze că am amestecat producția cu... Tocmai ai făcut pe medici crâșmari, băi. N-am făcut crâșmari, băi. Eu am vrut să mă refer o altă bucățică. Am înțeles. Banii se cer de acolo și trebuie ceruți pe o chestie asta. Deci când am ieșit din spital mi s-a spus că... Da, ai o notă de plată. Ai nota de plată, care a fost trimisă către CSE. Se trece la nivel de cordon, la vecinii noștri de peste rampă, de peste, cum să-i zic, că tot folosim sintagma asta, vecinii noștri de peste Moldova, vecinii noștri de peste Siret, vecinii noștri de peste calea ferată. Vecinii noștri de la vest. Vest e cordonul? Nu e Horia spre vest? Gădințiu-i Horia la sud. De bune? Da. Habar, nu. Nu, pe nu merge spre sud la București? Cordon? Deci când îți pui harta în față, vezi Gâdințiu în dreapta. Așa. La est, cordonul la vest. Deci vecinii noștri de la vest... Mergem pe mâna lui... Vestice. Vecinii noștri mai occidentali decât noi.
puțin, au o șansă, vă spuneam, vorbeam cu Dan înainte de asta, de emisiune, vecinii noștri de la Cordun au o șansă fantastică față de alte comunități din zonă. Ei abia vor începe să-și facă sistemul de sistemul de colectare a apelor pluviale și a deșeurilor. Adică au apa. Deci au sistemul care le aduce apa la coastă. Au sistemul care le aduce apa, nu au sistem care să le ia apa. Nu era normal să fie făcut odată? Să fie să întrebăm pe fostul primar chestia asta. De ce spun că au o șansă unică? Au șansa unică de a porni de la zero. N-a mai fost făcut un sistem de canalizare pe Cordun până acum. Fostul primar a dorit să meargă pe ex-primarul lui Adrian Diaconu a dorit să meargă pe sistemul de fose septice. Sistem care a fost implementat în urmă cu mai mulți ani la Cotul Vameș? Am zis? Nu? Există. Lasă-mă să termin. Actualul primar, Adrian Ciobanu, și-ar dori să nu se meargă pe fose septice, ci pe sistem de scurgere normal, de țevi, de canalizare, cum avem în oraș. Și de ce spun că au o șansă unică? Au șansa unică să o facă bine din prima. Cu țevi largi, sănătoase, cu scurgeri pe marginea șoselei, nu pe centrul șoselei cu capace de canal care să cadă, cum e pe europeană, 20 de centimetri diferență de nivel, intri cu roata în canalul ăla și ți-ai băgat cracul în ea mașină. Înțelegi? Au șansa unică să facă un sistem bun și tare-s curios cine o să facă proiectul ăsta. Că să aud vorbe, bă, să le facă pe lateral scurgerele, pe lateralul străzii, de aici n-au trotuare încă. Nu știu exact cum o să facă, dar hai să vedem știrea. Vedem știrea, nu știu cât timp mai avem, că am ajuns deja la... Vedem știrea și comentăm, și terminăm, terminăm cu ea. La nivelul primăriei Cordun, consilierii liberali care formează majoritatea în Consiliul Local au decis să se renunțe la proiectul promovat de fostul primar Adrian Diaconu, care intenționa realizarea canalizării prin fose septice. Acest proiect este considerat inadecvat pentru o localitate în curs de urbanizare și nu este agreat nici de compania APASERV și nici de Apele Române. Satul Cordun a fost gândit de către domnul Diaconu un proiect de canalizare care prevedea o stație de epurare și aproximativ 450 de metri conducte de canal pentru zona industrială a satului Cordun și respectiv montarea 420 de fose septice în curțile unor cetățeni. Așa, după cum știți și dumneavoastră, din 2014 dumnealui s-a chinuit extraordinar de mult cu autorizarea acestui proiect pentru că nu a reușit nici până până în 2016 să-l autorizeze pentru că nu a primit aviza atât de la PASER cât și de la Apele Române. A fost comandat studiul de fezabilitate pentru noul proiect, care va face parte integrantă din masterplanul companiei APASERV, urmând ca apele colectate de pe străzile neasfaltate ale satului Cordun să fie deversate în noua stație de epurare de la Roman. Eu personal am propus Consiliului Local schimbarea soluției tehnice pentru acest proiect de înființare sistem de canalizare sat Cordun, comuna Cordun și... Am reușit împreună cu Consiliul Local să schimbăm soluția tehnică. Acum, la ora actuală, suntem în faza de proiectare pentru noul sistem de canalizare, un sistem de canalizare care presupune deversarea apelor uzate din satul Cordun în stația de epurare a municipiului Roman. Noul proiect va fi inclus în masterplanul companiei APASERV și este în concordanță cu legislația europeană de mediu. Un proiect de canalizare în acord cu masterplanul județului Neamț și în acord cu Apele Române, cu instituțiile statului și mai bine zis cu legislația din domeniul mediului. Valoarea proiectului de canalizare de la Cordun depășește 4 milioane de lei noi și este inferioară proiectului promovat de ex-primarul Adrian Diaconu. Valoarea proiectului este în jur de 4 milioane 300 de mii de lei. Asta înseamnă o sumă inferioară celei pe care trebuia să o cheltuiți la soluția fosei septice. O sumă inferioară, dar prin
prin noul proiect asigurăm acum la ora actuală o rețea de canalizare care va fi distribuită pe o lungime de aproximativ 13 km din străzile satului Cordon. Adică eu personal am luat în calcul acum la ora actuală toate străzile neasfaltate din satul Cordon, întrucât mai avem la nivelul satului Cordon un număr de 4 străzi care s-au asfaltat anul trecut, în luna decembrie. De reamintit faptul că actualul primar liberal Adrian Ciobanu s-a opus categoric proiectului promovat de fostul primar în mandatul trecut de a se realiza canalizarea prin fose septice, considerând această soluție de mult depășită. Păcat de banii care au fost cheltuiți din bugetul local pentru studiul de fezabilitate, amintit, bani irosiți de care nu răspunde nimeni. Da, vorbim de sistem de canalizare. Deci cu valoarea proiectului de canalizare ce depășește cu 4 milioane de lei noi, ce depășește, deci valoarea depășește 4 milioane și este inferioară proiectului promovat de exprimarul Adrian. Adică cum inferioară proiectului? Da, nici ca finanțe. Ca finanțe. Ca finanțe, presupun. Noul proiect va fi inclus în masterplanul Compania Pasăr, este în concordanță cu legislația europeană. Deci am aici un semn de întrebare. Adică dacă sapi kilometri de canal, pui țeavă, acoperi, faci legăturile spre curțile oamenilor, costă mai puțin decât să pui fosa la fiecare casă? Aici, deci un aspect. Un al doilea aspect aici este un interes al celor de la Apa Serv. Pentru siguranță. Că ei vor încasa bani din canalizare. Da, o sumă care dacă este fosă, ei pot să nu mai încaseze bani în mod direct. Nu știu dacă, pentru că va veni mașina de vidanjare, da, să bage furtunul și să ia apa. Doi la mână. Cum plătesc canalizarea? Cum adică eu cum plătesc? Pentru că e în felul următor. Plătesc apa care vine și teoretic aceeași apă se duce pe canalizare. Este la un alt preț, pentru că nu mai am contoar pe canalizare. Ajungem ca la Galați, unde oamenii plătesc apa care curge la robinet un preț și apa care curge în budă la alt preț. Așa plătim, cred că și noi. Serios? Deci nu care curge în budă. Scurgerea. Deci care a trecut de da, budă. Da. Deci pe canalizare. Canalizare. Apa care curge deja la chiuvetă se duce că trebuie tratată și asta, e la un alt preț. Așa, dar nu înțeleg unde e întrebarea aici. Întrebarea e în felul următor. Eu sunt la Cordun, am o curte mică, dar pentru că a fost secetă, eu trebuie să și ud curtea respectivă. Da. Plătesc apa care o consum pentru a iriga. Da. Și nu se duce în canalizare. Nu se duce în canalizare, dar voi plăti și canalizare pentru apa consumată. Da, dar vorbim de treaba asta. Și ce se întâmplă? Deci, una la mână. Voi plăti, clar. Da. Da? Doi la mână. La fosă vine mașina o dată pe an, o dată la 6 luni, o dată la trimestru sau o dată pe lună, depind de cât de numeroasă este familia, cât de mult este folosit să ajungă în fosă deșeurile, da? Și s-ar putea să ies mult mai bine așa. Nu se mai sapă șanțuri toată comuna. Deci e făcut în curtea omului. Sunt acele fose ecologice, deci care filtrează apa și o lasă după aceea în sol filtrată. Nu mai avem treabă. Două puncte. Cât costă o fosă din aia? Cred că față de un, să zic, kilometru de țeavă. Cred că mai puțin. Da? Câte fose trebuie? Deci, pentru o comună cum e Cordon. Nu. Deci luat ca și cheltuieli, aici poate fi văzut. Păi de asta spun că e mai ieftin să pui țevi. Unu. E mai ieftin să pui țevi. Deci pe mine nu mă interesează ca primărie cât plătește nene. Pe mine mă interesează să ies mai ieftin ca proiect. Stai așa o clipă. Nu știu, nu vine un exemplu mai practic, pentru că sunt anumite chestii, de exemplu, îți iei o încălțăminte
de firmă, da, care costă mai mult, da, și îți iei o chinezărie, care, da, costă mai puțin. Da. Cât timp te va ține chinezăria? Când o să se rupă aia de firmă, o să te enervezi mai mult. Nu, nu, nu. Acum, vorbind așa, s-ar putea că pe durata de viață a încălțămintei de firmă, da, înțeles, să rulezi chinezării, da, la, la același preț. La același preț. Deci aici e ideea. S-ar putea ca investiția inițială în fose individuale să fie mai scumpă decât investiția în sistemul de canalizare. Dar mai rentabil în dar timp. Mai rentabilă în timp pentru buzunarul fiecărui, okay, cetățean. Punctul numărul 2. În momentul în care plouă și ți se inundă comuna, n-ai prefera să ai un sistem de scurgere, un sistem de canalizare în locul unor fose? Ei au canale, șanțurile lângă drumul. Deci așa au făcut șanțuri care nu, degeaba... Le-au făcut. Da, oamenii aici apare marea problemă, pentru că am văzut firmele care lucrau și au făcut în Pildești și în Cordun cu dale metalice, betonate, pardon, turnate sau aduse, da, gata, turnate, deci turnate la fața locului sau acolo, deci pentru preluarea apelor din situații de genul ăsta. Nu neapărat canalul de dedesubt. Da, am înțeles. Noi n-avem șanț în roman. Avem canalul de dedesubt, care, da, ține locul de șanț. Corect. Deci nu canalizarea respectivă. Și tare mi-e teamă că acea canalizare o să fie făcută așa. Nu, asta vorbeam, asta spun că neoficial am vorbit cu anumite persoane din Comuna Cordon care mi-au spus, dacă vin cu țevi din apa servul, vine cu țevi din astea, păi să și le ia și să le bage în fund. De asta spun, e ocazie unică să facă un sistem ca lumea. Și crezi că apa servul o să facă un sistem ca lumea? Apa servul face pe comandă. Pe comandă. Tare, deci am reticențe în ceea ce privește crearea unui sistem care să țină cont de faptul că în Comuna Cordun s-ar putea să mărească numărul utilizatorilor, să se dubleze, poftim. Deci să se dubleze numărul caselor. Crezi că nu se va întâmpla? Nu, deci vor lua în calcul treaba asta? Ca sistemul de canalizare să poată prelua un dublu... Dacă îl fac cum trebuie... Bă, gândește-te că au pus apă, au, da, tras apă, da? Este sistem de apă de la apa ser. Da. De ce nu s-a făcut și canalizarea? Nu au fost fonduri atunci, probabil. Nu, dar ca și logică. Dom'le, când faci? În loc să-i făcut 5 km de apă, făceai numai 2 km jumate, apă și canal. După aia, când aveai fonduri, făceai și ceilalți 2 km jumate, apă și canal. Mergeai cu totul, adică să sapi o singură dată. Deci se mai sapă o dată, fiindcă s-a săpat. Deci, da, eu n-am nicio treabă și nu-l susțin deloc pe vechiul primar. N-am nicio treabă cu el și nu mi-a fost simpatic și nici nu mi-e simpatic nici nouă primar, pentru că nu-l cunosc pe vechiul primar. Simpatic, iarăși, așa. Simpatic, antipatic. Deci, nu-i vorba de antipatie sau simpatie. Deci, ca și idee. Săpăm șanțuri. Gândește-te că înseamnă Comuna Cordun, înseamnă... Dar poate folosi șanțurile deja existente, mă. Ce să facă? Să spargă betonul ăla care s-a plătit acolo. Să pună țevile în șanțurile deja existente, care sunt șanțuri adânci, sănătoase. Și să pună canalizat scurgerea pe acolo, pe lateralele străzii, nu pe centru. Bun, și nu mai avea nevoie să spargă pentru gurile de canal. Ar fi culmea să spargă asfaltul. Asta spun. Deci ar fi culmea culmelor. În momentul ăsta, în momentul în care plouă, toată apa aia poate fi colectată și trimisă către un eventual sistem de irigație pe viitor. Nu se duce. Da, uite, apropo că am avut o știre sau urmează să avem o știre, că noi o să ajungem să plantăm câte iconițe în 50-50 de metri în speranța că o să tragă ploaie, că sistemul, da, de irigație ne-am bătut joc de ele. Trebuie să ne oprim, nu te mai chinui. Da. Deci, trebuie analizat dacă cei de la Cordun, aleșii locali de acolo, vor să gândească pe termen lung, bine, pentru comună, să gândească într-așa fel încât să dureze puțin lucrările, pentru că noi avem o problemă în țara asta. Da, deci, făcute de spoială, dar care durează. Deci disconfortul care creează săparea de șanțuri și asta. Deci să ia în calcul toate aspectele astea și să nu aruncăm ideea unui primar care, foarte bine că nu mai este, da, să nu aruncăm că... pentru că e la vechi. A fost ideea lui. Am înțeles, hai să vedem. Băi, ideea până la urmă e bună,
Da, domnule, uite, el a avut ideea asta, dar noi am pus-o în practică și gata, lumea să fie mulțumită. Cum s-a făcut parcul pe Roman? N-a fost idealul lui Oreanu să fie parcul cum este acum. A fost idealul Cărpușor, a fost preluată și pusă în aplicare și amândoi primarii jos pălăria. Da, și cum spun, când s-a inaugurat parcul finalizat, nu știu ce, primarul Leoreanu l-a chemat și pe Cărpușor. Se pare normal, că e proiectul omului. Da, deci nu și-a... Trebuie să ne luăm la revedeure, domnule, că ne ia oamenii la fugăreală. Da, hai că începe weekendul. Deci vă mulțumim foarte... Deci decât că vă mulțumim foarte mult... Așa, elegant. Decât vă mulțumim. Elegant, cât de cât. Ne-ați urbărit și că vă dorim decât un weekend plăcut. Mergeți la Târgu de Gustar. Da, nu luați în calcul că s-a închis din nou centru și că trebuie să ocoliți cu mașina pe niște străzi. Nu este așa de mult de ocolit. Este. Aveți parcări în fața la spital, aveți parcări în spatele casei de cultură. Da, și de parcări sunt... Sunt parcări. Într-adevăr, este un număr mai mare de este un număr mai mare de mașini acum că au venit cei din afară, dar nu asta este o problemă. Uite, eu am să plec cu mașina în weekendul ăsta, mă duc la țară, deci rămâne un loc liber sigur. Deci o mașină care nu încurcă pe centru. Toate poate bune și bicicletă, da. Toate bune pe data viitoare. La revedere.